Peste 200 de oameni au protestat ieri la groapa ecologică de la Târpiu, spunând că s-au săturat de mirosurile insuportabile degajate de groapa de gunoi și cer soluții pentru gestionarea deșeurilor. Un protest major a avut loc ieri la groapa ecologică de la Târpiu, unde oamenii declară că reprezentanții companiei nu respectă normele de mediu, aceștia fiind nemulțumiți de modul în care este administrată groapa din localitate. Una și bună, să facă bine, să vie, să strângă, de aici trebuie să plece. Noi nu vrem ca să ne îmbolnăvim. Protestatarii au împiedicat la un moment dat accesul unei mașini de salubritate în incinta depozitului, determinând autospeciala să se retragă din zonă. Între scandările oamenilor se putea auzi depozit ecologic, o minciună sau ne-ați mințit, plecați. Localnicii spun că s-au săturat de mirosurile insuportabile și cer autorităților locale și județene să se implice în rezolvarea problemei. Responsabil de groapă cine? Se participă la punerea în aplicare a strategiilor ca să se evalueze etapele critice și să redefinească termenele limită. Vitalia Servicii pentru Mediu este societatea care se ocupă de gestionarea deșeurilor din județ. Centrul Integrat de Management al Deșeurilor din localitatea Târpiu, județul Bistrița-Năsăud, pare să-și desfășoare activitatea într-un mod defectuos, astfel că localnicii au protestat cu sutele în fața depozitului de gunoi. Au spus că o să se sorteze tot în hala aia mare. Au adus mașini, 3 mașini afară care le țin, care nu sortează. Nu poluăm. Nu avem cum să poluăm. Avem o stație care lucrează 24/24 și nu putem să spun. Chiar lucrează la capacitatea maximă. Totodată, cetățenii din zonă declară că nu sunt de acord cu construirea unor noi capacități de depozitare a gunoiului în gropi, nici cu incinerarea gunoiului sau dezvoltarea unei stații de tratare mecanico-biologică a gunoiului la Centrul Integrat de Management al Deșeurilor de la Târpiu. Cu pământul lui Dumnealui eu putut face și-o vrut, dacă nu ba. A trebuit așa să ne spuie, să ne întrebe, nu să facă peste voia noastră. Unde au venit, acolo să se ducă pe roți să ne lăsă în pace.